Astăzi, cum probabil sigur observați, o să discutăm despre ceva foarte important, pe care unii l-au, alții nu l-au, și anume despre ordine și organizare interioară. Este foarte la modă în ultima perioadă să mergi la cursuri de dezvoltare personală și, de fapt, este nu neapărat o modă, cât o dorință și o nevoie a oamenilor, cu cât urcă mai mult în evoluția lor personală și spirituală, să se descopere pe sine. Ce faci dacă, descoperindu-te pe sine, găsești așa ceva? Bineînțeles că pare așa puțin comic, însă sunt unele situații în care această aparentă dezordine sau această dezordine evidentă reprezintă de fapt mari provocări din interiorul nostru, reprezintă momente sau situații sau relații în care noi nu mai facem față. Și bineînțeles, imaginați-vă dacă acum aș avea de făcut un raport sau o planificare pe calculator, mi-ar fi foarte greu să îmi găsesc un loc, să îmi găsesc un spațiu. Care este diferența între această dezordine și dezordinea interioară? Provocarea este faptul că în dezordinea interioară fiecare din aceste obiecte au voce. Fiecare vrea ceva, fiecare are în spate o nevoie neîmplinită și o să vă dau un exemplu. Nu te-ai mai îngrijit de mult timp, nu ții un jurnal al trăirilor interioare, partea ta financiară, partea financiară din viața ta sau familiei tale este imprevizibilă și de multe ori aflată într-un dezechilibru. Există aceste urgențe, da? Aceste somatizări, momentele în care corpul tău nu mai poate să ducă anumite tensiuni psihologice și începe să arate, de exemplu, un dezechilibru de tiroidă, dureri de cap, insomnii. Ce facem în toate aceste situații? Da? Bineînțeles că cea mai la îndemână variantă, când nu mai funcționăm, când nu mai dormim, când lucrurile sunt în dezechilibru, este să apelăm la medicație. Sunt situații în care anumite dezechilibre de vitamine, de minerale din interiorul nostru pot să determine stări psihologice dezechilibrante și atunci este nevoie de exemplu, lipsa vitaminei B și lipsa vitaminei D este de multe ori asociată cu partea de depresie. Este nevoie să fim în permanență cu starea de sănătate verificată și după ce am înlăturat sau am îmbunătățit alimentația, este esențial să punem lucrurile în ordine. Și cea mai simplă și la îndemână modalitate este să punem lucrurile în cutii imaginare în funcție de rolurile pe care le avem în existența noastră. Și am în jurul meu o persoană dragă ce îmi spune că este provocată de rolul ei de stăpână de pisici. Da? Rolul de stăpână de pisici, să ne imaginăm că este o cutie și cât timp investim și ce resurse mănâncă acest rol de stăpână de pisici, da? Care este investiția și care este beneficiul din acest rol. Și rând pe rând, toate activitățile din jurul nostru ar fi sănătos să le punem cumva în niște cutii, tocmai la mici afaceri, să spunem așa, o firmă în care ne uităm cât investim și ce beneficii avem. Și bineînțeles că în orice afacere, da, cu ghilimele de rigoare, este esențial să avem un profit, da, un beneficiu cât mai mare. Uitându-ne la rolul de stăpână de pisici, această pisică are anumite nevoi prin care este dependentă de noi și oferă la schimb atenția ei, grija ei, distracția, da, joaca. Însă în momentul în care îngrijirea acestui animal sau comportamentele lui dau peste cap celelalte roluri, de exemplu, nu mă lasă să petrec timp cu soțul sau îngrijirea ei sau dezordinea prin casă, ori de câte ori vin acasă, nu reușesc să adun, îmi ia foarte mult timp din cele 2 ore pe care le am pentru mine, o oră am nevoie să strâng și să curăț pentru acest animal. Este important să ne gândim ce putem optimiza în relația cu pisica respectivă sau în relația cu persoana respectivă, pentru că, da, într-adevăr, în viața noastră de zi cu zi sunt persoane
în relație cu care trăim dezordine, dar nu știm foarte clar ce beneficiu aduce relația respectivă, ne simțim de multe ori epuizați, lipsiți de energie, sunt persoane care tot timpul se plâng, sunt persoane care au nu doar această dezordine, au mult mai multă dezordine în existența lor interioară și imaginați-vă cumva că la o întâlnire între prieteni sau la o pauză de cafea, 4-5 persoane vin și pun în comun 4-5 dezordini diferite. Este foarte greu să poți să gestionezi dezordinea proprie, dar rămite să poți să gestionezi și dezordinea celorlalți. Motiv pentru care vă încurajez în viitor să fiți în permanență, așa, într-un contact, ca și cum v-ați da un telefon de la creier la inimă, da? Și să vedeți ce anume este în dezordine și necesită organizat în interiorul dumneavoastră și mai ales să fiți întotdeauna cu un zid de apărare suficient de bine consolidat, astfel încât dezordinea celorlalți să rămână dezordinea celorlalți și să nu devină dezordinea, să nu preluăm dezordinea altor persoane, pentru că singura persoană care poate să-și facă ordine proprie este cea care a creat dezordine.